În cele ce urmează discutăm despre o procedură interesantă, recoltarea celulelor stem la naștere și iată că Bucureștiul și Doljul sunt cele două zone din România fruntașe când vine vorba de această procedură, despre care aflăm mai multe de la doamna doctor Diana Comandaș, un medic specialist obstetrică ginecologie. Bună dimineața și bine ați venit la noi! Bună dimineața, îmi pare bine să fiu alături de dumneavoastră. De principiu, celulele stem sunt din ce în ce mai răspândite, ca și, atât ca și recoltare, cât și ca utilizare în ultimii ani. Persoanele sunt din ce în ce mai, persoanele, mă refer la mămicile gravide, sunt din ce în ce mai interesate și vin ele cu întrebări de obicei înaintea medicilor obstetricieni despre informații suplimentare referitoare la beneficiile aduse de recoltarea de celule stem. Ce sunt aceste celule stem în esență și la ce anume ne ajută ele pe termen lung? Celulele stem sunt celule multipotente din care se pot dezvolta toate celulele care formează organele și țesuturile corpului uman. Ele sunt prezente atât la adult cât și la făt, la nou-născut, însă celulele stem prezente la nou-născut, deci care pot fi recoltate la naștere, sunt într-un număr mai mare și au o capacitate mai mare de evoluție și de diviziune comparativ cu celulele stem pe care le întâlnim în viața adultă. La ce anume sunt ele folosite după recoltare? După recoltare sunt nenumărate trialuri clinice, peste 1000 în prezent, atât în Europa cât și în Statele Unite, care cercetează o mulțime de patologii la care acestea ar putea fi utile în terapie. Acestea pornesc de la tulburările de spectru autist, pentru care sunt cel mai căutate în momentul de față, până la accidente vasculare sau ischemice de diverse tipuri, boli cronice precum diabetul, boli cronice precum demența de tip Alzheimer sau diverse afecțiuni hematologice maligne, leucemii, limfoame. Sunt curioasă de diferența dintre recoltarea la naștere și recoltarea din cordonul umbilical, pentru că înțeleg că prima devine mai populară în România. Recoltarea din cordonul umbilical tot după naștere tot după are naștere. Loc. Cred că vă referiți la diferența dintre recoltarea din placentă sau din a placentei în totalitate și recoltarea de sânge din cordonul umbilical. Pentru a putea utiliza în mod optim celulele stem, avem nevoie de cele mai multe ori și de o cantitate suficientă de celule stem pentru tratamentul diverselor boli. Și atunci, placenta, având un volum mai mare comparativ cu sângele pe care îl putem stoca și recolta din cordonul umbilical, aceasta oferă o cantitate mai mare de celule stem și o populație de celule stem mai vastă, mai heterogenă. Deci asta ar fi diferența și avantajul unei paciente dacă recoltează pe lângă sângele umbilical și țesutul umbilical și placenta în totalitatea ei. Sunt curioasă pentru că înțeleg că această procedură este opțională, dacă există recomandări din partea medicilor ca anumite paciente să realizeze această recoltare. Există și recomandări și, v-am spus, există și paciente care solicită ele acest serviciu sau măcar informații despre acest serviciu. El este un serviciu de principiu fără riscuri adiționale pentru mamă și făt la momentul nașterii și recomandările ar fi atunci când cunoaștem că în familia respectivă există boli din care am menționat sau în care avem un copil anterior cu o tulburare de spectru autist sau cu o boală hematologică, părinții iau în considerare recoltarea de celule stem, tocmai în ideea în care ar putea fi utilă pe viitor. Ele pot fi stocate în condiții de siguranță și rezistă la criogenare până la 25 de ani, studiile spun asta. Cei care se ocupă cu partea de stocare a celulelor stem spun că, de fapt, dacă ele sunt stocate în condiții de criogenare eficientă, la minus 180 de grade și nu sunt decongelate pe parcurs, ele ar putea să reziste indefinit. Însă studiile care s-au efectuat până în prezent sunt 25 de ani. Cum se realizează propriu-zis această recoltare? Spuneați mai devreme că nu sunt riscuri pentru mamă și pentru făt la momentul nașterii. În afara situațiilor în care avem particular urgențe care ar fi independent de recoltarea de celule stem, recoltarea se face simplu de către medicul care asistă nașterea, fie că este vorba de o naștere naturală sau de o naștere prin operație cezariană. După nașterea bebelușului, se recoltează prin puncționarea cordonului umbilical în vena umbilicală, care are un traiect spiralat, a unei cantități suficiente de sânge umbilical și a fragmentului de țesut umbilical pe care îl recomandă kitul, adică cu lungimea necesară pentru a fi stocat în condiții utile pentru bebeluș ulterior, și
opțional pentru pacientele care doresc recoltarea în totalitate a placentei, după delivrența placentei, așa se numește în termen medical, adică ieșirea placentei din uter, se recoltează în condiții de asepsie, deci steril, placenta în integralitatea sa. Aș vrea să vă întreb cât de multe astfel de solicitări există în general. Sunt informate pacientele când vine vorba de acest tip de recoltare și de beneficiile celulelor stem în general? Sunt destul de frecvente pentru pacientele care sunt investigate, care vin și își urmăresc sarcina la un medic pe toată parcursul, pe tot parcursul celor 9 luni de stare de gestație. Cred că una din două, trei se informează, adică cel puțin pun o întrebare și dintre acestea una din două cam recoltează o formă sau alta de celule stem la naștere. Diferența, sigur, o face și costul și o face și alegerea personală. Medicul de cele mai multe ori nu intervine în alegerea pacientei, pentru că astea sunt lucruri care țin mai mult de preferința personală a cuplului. În cazul în care nu se recoltează aceste celule stem la naștere și sunt necesare pe parcursul vieții bebelușului, cum se realizează recoltarea în momentul în care s-a depășit acest moment al nașterii, ca să fie informate și din acest punct de vedere? Recoltarea e mai dificilă ulterior. V-am explicat că cantitatea de celule stem în viața adultă nu mai este aceeași. Ele nu mai au aceleași proprietăți ca la naștere și nu avem în momentul de față, nu există de fapt nicăieri, bănci de celule stem la care se poate apela o persoană pe parcursul vieții dacă n-a recoltat la naștere. Dacă sunt necesare, se poate apela, însă este un proces mai anevoios și, de asemenea, trebuie ținut cont de faptul că avem nevoie de o compatibilitate în sistemul HLA pentru a oferi cuiva un tratament cu celule stem și atunci compatibilitatea o obții cel mai bine fie de la propriile celule, fie de la celulele unui membru al familiei. În acest context, spuneați mai devreme că se poate recolta de la al doilea copil în cazul în care primul copil ar avea o patologie. Se poate crea această compatibilitate între cei doi copii? Există șanse reale? Dacă există. E o compatibilitate genetică, dar șansa în familii să existe compatibilitate este mare, pentru că gândiți-vă de exemplu la transplantul de ficat sau de rinichi. În general, întâi se caută în cadrul familiei, la membrii familiei, o compatibilitate la unul dintre aceștia pentru persoana în cauză, pentru pacient. Așa și cu celulele stem. Fereastra aceasta de recoltare este una restrânsă când vine vorba de recoltarea la naștere? Nu este una restrânsă, atâta timp că nu avem contraindicații sau nu avem o urgență la momentul nașterii, o hemoragie, o placenta previa, sunt situații în care, nu știu, la operația cezariană se intră transplacentar și atunci secționând placenta ca să extragi bebelușul, va fi o sângerare mai mare și vei putea să recoltezi o cantitate mai mică de sânge. În general, poți să recoltezi liniștit, în condiții de siguranță, fără grabă, cantitatea suficientă de sânge sau de țesut pentru celulele stem. Contraindicațiile medicale pentru recoltarea de celule stem le constituie tocmai aceste urgențe. Sigur că întotdeauna va prima siguranța și sănătatea mamei și a fătului. Dacă avem o sângerare, dacă avem o urgență, ne vom concentra pe acest lucru, ne vom concentra ca mama și fătul să fie în siguranță și va cădea în plan secund recoltarea de celule stem. De asemenea, există situații de infecții acute, acutizarea hepatitelor cronice de tip B sau C, infecția cu HIV, infecții acute în timpul sarcinii cu toxoplasma sau citomegalovirus, reprezintă contraindicații pentru că celulele recoltate cel mai probabil vor fi și ele infectate și atunci nu le putem utiliza în condiții de siguranță pentru un transplant. Vă mulțumesc tare mult pentru informațiile de astăzi. E un subiect complex și mă bucur că am avut ocazia să-l dezbatem pentru cei care ne urmăresc și aștept să ne revedem și să mai povestim, pentru că eu cred că trebuie reamintit acest subiect din timp în timp. Cu tot poate ajută. Cu tot dragul, o zi frumoasă. Asemenea și dumneavoastră.